Prima povestire care vreau să o povestesc, voi povesti despre haine. Hainele în anii 80. De unde luam noi haine, tinerii din anii aceia și cum ne îmbrăcam la modă. Eu de pildă am luat foarte îmbrăcat la modă și vreau să povestesc de unde luam noi haine și cam și preț costa hainele la modă prin anii 80. În primul rând vreau să arăt câteva fotografii cum ne îmbrăcam noi și ce era la modă prin anii 80. Și totodată voi povesti. Iată, se apropie o lecuță mai aproape, să vadă mai bine fotografiile. Iată, cam așa. Acum și o secundă. Mai sus să ridic, nu trebuie să vedi. Așa. Iată, asta este fotografia mea, făcut cu fratele meu în anii 80. Trageți atenție dacă vedeți, eu sunt îmbrăcat în jeans, jachetă roșie și o cămeșă și fratele la fel. Și niște pantofi, aici nu se vede bine, dar pantofii sunt italieni. Nicătând la aceea că eu prin anii 80 lucram la o fabrică de încălțăminte, care era o grămadă de încălțăminte, la noi se putea de lua, dar nu era la modă și vreau să spun că cumpăram aceste haine, încep de la încălțăminte. Uitați-vă jos aici, încălțămintea asta este cumpărată de la speculanți. Cine nu știe ce înseamnă speculanți, eu am să povestesc mai târziu despre dânșă. Jeans, da? Trebuie să te jeans. Jeans este cumpărat la fel la speculanți, care am dat prin anii aceia. Eu am avut o grămadă. Chiar țin minte și de cine-i produs. Aceștia trebuie să fie jeans Levi's. Nu mai țin minte precis aceștia. Dar eu am dat pe dânșul undeva 220 de ruble. 220 de ruble pentru comparații. Salariul prin anii 80. Eu personal avem undeva 160-150 de rubli pe lună. Fiecă închipuiți-vă, cu așa salariu, noi ne cumpăram jeans tinere de prețul ăsta 220-210, nu, 200, astea erau foarte ieftine. Jachetul este făcut la comandă, am cumpărat material din magazine și l-am făcut la comandă. Asta este la mine un costum. Moda era roșu. Și cămeșa cumpărată din magazin costa prin anii ce, undeva 8 rubli, 12 rubli, cam aproximativ așa. Și mergem mai departe. Dacă uitați-vă câteva fotografii, vreau să vă arăt, pe urmă să povestesc. Nu, asta e o fotografie mai încoace. Iată, aici este fotografia făcută cu prin anii 87, mai încoace. La fel, în jeans, sigur că altul, tot era dificil, tot am dat 200 ceva de rubli. Scurta cumpărat în magazine nu era nimic, scurta la fel este cumpărat folosită la un prieten, care în magazin nu găseau liber nimic. Mergem la fotografie. Iată aici. Fotografia asta este făcută în Gruzia, în orașul Tbilisi, în 1976. Eu cu doamna, aici sunt eu și uitați-vă, la fel, jeans, la fel, 230 de rubli am dat pe dânșă, este alți ani, mai înainte, la fel de la speculan, cămeșa, după cum vedeți, este cumpărată din magazin, era la modă în pietcă. Și jacheta la fel, care v-am arătat înainte, este tot efectul la comandă, tot este o culoare așa ca finii deschisă. Așa era la modă tineretul blau. Și da, trageți atenție la jeans, jeans sunt cleoși, dacă se observă, așa i-am cumpărat mai. Erau și cleoși, erau și drepți. Iată aici la fel, eu în Armenia, cu două domnișoare. Fiți atent, uitați-vă, cămeșa la fel este în clietcă, era foarte la modă, jeansă, tot, prețul, repet încă o dată, 200 ceva de lei. Tot tineretul umbla și în Armenia, eu am fost prin Caucaz, în mai multe republici, prin anii 70-80 și
toți băieți care erau la mod îmblau în, în jeans. Asta e fotografie. Aici vreau să vă arăt la fel. Este anii 80, mai precis 84. Aici este o fotografie făcută din, la fel din Caucaz, din Abhazia, orașul Suhumi. În 1984 am venit de armată și prin 1995 am căpătat o foaie de odihnă și am plecat în, la odihnă la Marea Neagră. Este sunt din Georgia, Gruzia. La fel, eu am o cămașă albă, cu emblema nu se vede, aici era scris Olimpiada 80. Jeans la fel de americani jeans, tot am dat la un prieten, îmi pare mie, nu mai țin minte la cine am procurat, tot undeva la 220-240 de lei, îmi pare mie, costau acești jeans. Iată, noi îmblam asta să socotie frizura, dar nu, pe altă dată îți povestesc. Aici la fel, alt an, este anii 90. La fel, eu sunt în Ucraina, în Lvov. Uitați-vă cum mă îmbrăcam eu atunci. La fel, jeans, tot foarte scumpi erau, tot la speculanță am luat. Se putea de mai găsit încă așa. Pantofi albi, parcă pantofi sau... Și iată așa majoritatea băieți care erau, iubeau moda, se îmbrăcau ea ca așa cu jeans și încă aici ai... N-am eu haine care trebuie, acolo altă dată am avut, dar... Aici, aici este o fotografie din anii 84, când m-am întors din armată. Eu m-am îmbrăcat în costum, pentru că costumul ăsta l-am avut până la armată. La fel era un costum foarte la modă, strânt, pantaloni puțin leoși. Și asta este tot.